ați auzit că s-a zis celor din Bitinț, nu Prahorvegea l-a auzit, oricine se uită la o femeie, ca să o poftească și Prahorvegea cu ea în urmă. Domnul Iisus preia o poruncă din Vechiul Testament să nu Prahorvești și o umple, cum am spus, de conținut, umple de învățătura ei de plină, pentru că așa am stabilit, înseamnă Domnul Iisus a venit nu să strice legea, ci să o umple, să o împlinească. Și umple de conținut această lege a preacurbiei și ne spune nouă că și pofta mentală este preacurbie. Nu doar să practici fizic acest lucru, ci și însăși pofta mentală este preacurbie. Deci, cum ar trebui noi să privim lucrul ăsta? Cum ar trebui să privim noi lucrul ăsta? Dați-mi voie să spun că nu poți citi această predică prea mult până să nu ajungi la un sentiment deplin de și copleșitor al păcătoșeniei tale. Și chiar al disperării. Pentru că privești predica asta, privești standardul pe care Domnul Iisus îl înalță și zici, cine poate să împlinească acest standard? Cine l-a împlinit în felul ăsta? Cine? Și zici, cum pot să ies din situația asta? Cum poți să fii socotit drept de către Dumnezeu? Și simți că îți scapă din control situația. Și așa ar trebui să le simțim în timp ce privim predica asta și în timp ce ne raportăm la ea, trebuie să zicem, Doamne, eu nu împlinesc așa ceva, eu nu sunt vrednic să ajung în împărăția Ta. Și cred că ăsta este și unul dintre scopurile predicii de pe munte, să ne aducă în această stare de lipsă totală de control asupra situației. Ar trebui să înțelegem că mântuirea nu este în controlul nostru, ci este în controlul lui Dumnezeu. Cu precauții pe care trebuie să o avem noi aici, ar trebui să nu încercăm să împlânzim aceste porunci ale lui Dumnezeu, doar pentru că noi suntem slabi și nu putem să le împlinim așa cum ar trebui. Nu ar trebui să le împlânzim, să coborâm standardul, să justificăm de ce nu putem să împlinim și de ce Dumnezeu ar trebui să ne accepte așa cum suntem. Nu ar trebui să facem așa. Domnul Iisus nu lasă o astfel de posibilitate din potrivă. Analizându-te în fața acestui standard, ar trebui să pur și simplu să-ți vezi păcătoșenia și să nu încerci să o justifici cu nimic, ci să alergi la acest Dumnezeu care mi s-a revelat în Hristos, la acest Dumnezeu îndurător. Dumnezeul care a zis în lege, că despre lege discutăm aici, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostivie, încet la mânie, plin de bunătate, și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea și păcatul, dar nu socotește pe cel nevinovat, pe cel vinovat drept nevinovat. Aleargă la acest Dumnezeu care a spus, El a spus, eu așa sunt, eu sunt îndurător. Da, legea mea este perfect, perfect dreaptă și standardul meu nu se schimbă, dar totuși El a spus, eu sunt îndurător și dacă vrei să ai parte de iertare și vii la acest Dumnezeu îndurător, ai parte de iertare. Predă-ți viața în mâna Lui, acceptă că ești un păcătoș și lasă-te de iubit de El. Asta spune acest cuvânt pe care Dumnezeu însuși l-a spus despre El, pe persoana Lui. Și nu trebuie să mergi foarte mult în Evanghelia după Matei să observi câtă bunătate are Hristos față de păcătoșii care vine. Nu trebuie să mergi foarte mult. Doar după ce termini predica de pe munte, ajungi la capitolul 8 și în capitolul 8 un păcătos, un lepros vine la Domnul Iisus și zice, Doamne, dacă vrei, curățește-mă. Și Domnul Iisus ce zice? Ești un păcătos, trebuie să împlinești legea asta și dacă nu împlinești, nu ai nimic de a face cu mine. Nu zice, da, vreau, Domnul Iisus, fii curățit de păcatul tău și de boala pe care o ai. Vezi îndurarea lui Hristos, vezi mila lui Hristos și apoi parcă vezi pe Domnul Iisus Hristos urcând greu către cruce, urcând dealul acela greu și urcând ca să te mântuiască pe tine, pentru că n-a vrut să se mântuiască pe tine. Vă amintiți în Evanghelia după Matei, oamenii zic, mântuiește-te pe tine în sus, apoi mântuiește-te pe tine. Strigau la El. Și El n-a vrut să se mântuiască pe sine. N-a vrut să se salveze pe sine. Ca să ne salveze pe noi. Primește dragostea Lui. Fii uimit de dragostea Lui. Nu încerca să te justifici. Nu încerca să-L cauți în altul.
lasă-te iubit de El așa cum ești, în păcătoșenia ta. Acceptă-ți păcătoșenia și lasă-te iubit de El. Și din iubirea asta pe care El ți-o dă, iubește-te pentru că mereu. Și apoi, după ce ai văzut dragostea Lui, apropie-te de această predică, nu ca să câștigi salvarea, nu ca să-ți câștigi intrarea în împărăție, ci pentru că ești deja în împărăție și pentru că ești deja iubit de El. Și acum trebuie să ai o dorință arzătoare, dar arzătoare se întâlnește ceea ce zice Domnul Hristos aici, dar de pe poziția iertării pe care El deja ți-a oferit-o când ți-ai pus încrederea în Hristosul acesta atât de îndurător.